Draft, hai să-mi iau bătaie. Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de draft. Dacă vreți să facem o serie de draft, nu știu dacă o să vreți, hai să strângem la acest videoclip 3000 de like-uri și promit că o să postez odată la 3-4 zile, cam așa, câte un episod de draft. Îi dăm drum aici, avem formațiile acestea. Care e cea mai bună de aici? Da, o să mergem cu... Nu știu cu care să merg. O să merg cu 4-1-2-1-2 wide. Nu prea am jucat cu formația asta, dar e singura care îmi place dintre acestea. O să mergem aici cu Hazard, celebrul player pick. Nu există pick în FIFA să nu pice Hazard la început. Următorul este strikerul. João Felix aici. E cam forță João Felix ăsta, 92. E peste Ibra, cred. La înălțime oricum nu e, și la forță, și la bătaie. Dar la FIFA cred că este mult mai bun. Așa că o să luăm pe João Felix aici. Hai să vedem, poate primi și noi un Icon Prime. Hai că mi-a dat. Uite, ăsta e Higuain, ăsta e Icon Prime. Da, aici nu prea avem pe cine alege în afară de Griezmann. O să mergem aici cu Griezmann. Încă aștept să-mi pice ceva iconuri. Îmi pică Rodrigo aici și Lucas Moura. Bă, nu e rău Lucas Moura asta. Dar Rodrigo e peste cu mult. Așa că luăm pe Rodrigo Future Star. Văd că ne-au picat deja doi jucători Future Star și următorul ne pică aici Ronaldinho. Da, mă, da, Ronaldinho, ce ame. 95 Prime Ronaldinho. No die cu Ronaldinho. Am jucat cu ăla de 94 o singură dată în FIFA 20. Nu mi s-a părut wow, dar ăsta de 95, având în vedere că joacă cea mea, 100% e bestie. Cancer. Ok, aici o să mergem cu Ilara Mendy pentru că face chimie. Oricum o să fie schimbat la începutul meciului. Din nou încă un jucător Future Stars. Ne pică aici Arons. Hai că le iau pe Arons. Poate, cine știe, pică un Alexander Arnold Team of the Year. Da, și pică Van Dijk. Luăm pe Van Dijk aici, 91 Van Dijk. M-aș fi mulțumit cu o variantă Totti, dar nu era nici asta. Rahamani. Hai că am auzit de tine dacă e. Luăm pe băiatul ăsta pentru că face chimie. Hai cu left back-ul ăla Blanao. Da, nu știu pe cine să aleg aici. O să merg cu Robertson, o să schimb așa frumos. Nu așa am vrut să schimb. O să schimb așa. Hai să luăm goalkeeper-ul. Ce ne pică pe poziția de goalkeeper? Bă, dar ce e așa slab draftul, mă? Ne pică Horn ăsta. E Horn de la de casă, cred. Ne pică ăsta din casa Foster. Cred că e Blue ăla. Parcă Blue-l chema pe ăla din casa Foster. Ne pică și Fake Asilias. Hai că luăm pe Fake Asilias aici. Și mergem la rezerve. Aici ar trebui să pice jucători mult mai buni. Având în vedere că n-am avut cine știe ce în echipă. Luăm pe Sancho. Da, luăm pe Sancho. Mai departe. Oh my god, ce cu jucătorii ăștia așa slabi. Arnautovic, player moment. De ce a luat ăsta player moments? Team of the week moments, mai exact. Hai că luăm pe Ducure să-l jucăm CDM în primul minut în locul lui Ilara Mendy. Mai departe. Iar îmi dă slab. Wow, ce surpriză. Hai că luăm pe Courtois aici. Să-l băgăm în locul lui Casilia asta. Hai mă, dăm și mie un prime icon. Te rog. Oh my god, Pic Adebayor. Adebayor mă joacă fotbal, nici nu știam. Hai că le-au pe Adebayor. Mohamed Salah, oh și Neymar. Salah, nici el n-are unde să joace, așa că o să luăm pe Neymar. Pentru că este brazilian, poate să facă link cu Ronaldinho. My god, Mangala. Trebuia să iau informul ăla. Nu știu de ce l-am ales pe Mangala. Da, și ne pică Cristiano Ronaldo aici sau Barnes. L-aș lua pe Barnes pentru chimie. Cristiano, nu știu dacă se integrează bine în echipă. Hai că le iau pe Barnes pentru chimie. Băgăm aici pe Barnes, să avem mai multă chimie, să avem 96 mai exact. Românul Gheorghe Hagi intră aici în echipă, clar. Luăm pe Gheorghe Hagi. Ieși afară Barnes, ieși afară. N-am nevoie de tine. Mai bine luăm pe Ronaldo. Așa, da mă, așa, mai vii de acasă. Ok, ultimii jucători, văd că sunt foarte buni. Luăm pe Zanetti, îl băgăm aici. Dar de ce scade chimia? Oh, hai că luăm pe Mina, deși nu știu dacă mă ajută foarte mult. Uite că fac 97 chimie cu el. Însă nu avem portar, ne trebuie aici un portar din Premier League. O să luăm pe Puyol aici, deoarece mă ajută la chimie. Cred că avem 100 deja, da, avem 100 chimie. Și un portar din Premier League, te rog, și ăla e. Mi-a dat din Premier League, doar că e silver. O să luăm aici pe portarul ăsta. Courtois în câtă chime joacă? În 4, o să-l băgăm pe Courtois la începutul meciului. O echipă destul de decentă. Până atunci luăm managerul. O, Constantin Enache. La cine antrenează ăsta acum? Ăsta a fost la Astra. Acum nu știu la cine antrenează. Acum ne facem tacticile și dăm drumul imediat la meciuri. Dacă vreți să vedeți gameplay profesionist, nu vă uitați la mine.
Da, și în caz că vedeți hitul ăsta lui Dinamo, să știți că nu sunt fan Dinamo, doar că este contul unui prieten, așa că am lăsat kitul ăsta, nu am stat să îl mai schimb. Iar primul oponent e un hacker, ce surpriză. De asta nici nu vine să filmez drafturi, deoarece dai de foarte mult hacker, trebuie să aștepți destul de mult până intri, până iei și tot așa. Hai mă, să joacă. Ok, următorul oponent, cred că e din nou un hacker. Cred că la numă pe PlayStation. Și uite ce hacker e ăsta, să-ți meargă jocul în lag. Măcar de ți s-ar pune victoria, dar ăștia de la eSports sunt niște incapabili care nu sunt stare să rezolve o chestie, un hack. Pua, mă, băga mea și ceva în hacker ăștia. Dar nu se poate, bă, așa ceva, bă, să nu fii în stare să faci un joc al lumea, bă. Bravo eSports, bravo. Ok, încă un hacker, al patrulea hacker. Din nou hacker. Încercarea numărul 6, wow. Nu cred că mai filmă o draftă. Da, altul care nu joacă, ăsta e și român, are emblema lui Botoșani. Da, se pare că până la urmă am dat de un oponent aici, un oponent destul de bun. Crespo, Garincha, Gheorghe Hagi, Campbell, Griezmann singur aici. Griezmann, Dinio, Dinio șutează, Dinio marchează în minutul 3, se face 1-0 pentru noi. Ronaldinho deja își arată clasa. Omo, ce bine a trecut Ronaldo. O mai oprește-l pe Ronaldo, mai oprește-l pe Ronaldo, că n-ai pe unde. Oprește-l pe Ronaldo, te rog. Șutează acolo la colțul scurt, nu mă așteptam să șuteze. Cred că mingea s-a dus în bară. João Félix, are spațiu. João Félix șutează, facem 2-0. Poate avem noroc să iasă oponentul din primul meci. Ar fi ceva. Hai că a ieșit până la urmă. Ar trebui să câștigăm acest meci, sper că nu îmi pune pe egal. Că dacă îmi pune egal... A few inches later. Zero wins. Zero wins. Iese băiatul și dă zero wins când conduc cu 2-0. Închidem videoclipul, băieți. Nu se mai poate cu jocul. Serie de draft out. Out, serie de draft out. Da, ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. N-avem cum să facem serie de draft. Chiar îmi pare rău. N-ai cum. N-ai cum cu jocul. Eu am fost Gianni. Nu uitați de like. V-am pupat.